Miercuri seara, în pragul aniversării celor 160 de ani de la unirea Principatelor Române, Biblioteca Municipală Hunedoara, împreună cu Cenaclul Literar Victor Isaac din cadrul Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Speranța, a organizat la Galeria de Artă din orașul nostru evenimentul intitulat Arc peste timp. Unirea Principatelor Române, 1859-2019. În deschidere, profesorul Gheorghe Alimpesc a transmis numeroșilor iubitori de artă și cultură din Hunedoara o veritabilă lecție de istorie, o trecere în revistă a principalelor momente istorice din perioada celor 160 de ani de la Mica Unire. Momentele de poezie ale veteranilor și nu numai, poeți și prozatori, Raisa Boiangiu, Victoria Stoian, Teodora Suciu, Anișoara Șchiopu, Aurelia Muntean, Constantin Grecu, Liviu Popa, Mihai Victor Afilom au fost aplaudate frenetic de către cei prezenți în sala Galeriei de Artă, aplauze îndelungi primind și interpretii de muzică populară Mariana Suciu, Viorica Brândușan-Lupo, Ana Lămășana Ciontea, Lavinia Jelnean, Alin Ienciu, Cristian Mureșan, în acompaniamentul orchestrei ansamblului folcloric Hațegana, condusă de Adrian Jelnean. Doamna Lucia Tănase, director la Biblioteca Municipală Hunedoara. La Galeria de Arte din Hunedoara am sărbătorit cei 160 de ani de la Mica Unire. Cu o sală plină, oameni de toate vârstele, am încercat să ne aducem aminte de acest eveniment. Ne-a fost alături ca și parteneri Primăria Municipiului Hunedoara, Galeria de Arte, Biblioteca Municipală și Cenaclul Literar și de Jurnalist Victor Isaac din Hunedoara. O seară reușită, ce prefațează evenimentul organizat de către Primăria Municipiului Hunedoara, joi 24 ianuarie 2019, de la ora 11, în Parcul Tineretului.